actor de teatru, cu siguranță poți modela, poți sculpta în fum sau în conștiința și simțământul omului. Este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Într-o pauză de repetiții, a vorbit sincer și deschis despre emoții, critici, dragoste și întâmplări cu oameni simpli. M-a întrebat odată o persoană, un om simplu și extrem de onest, pentru că vorbea cu mine, cinstit. Era vorba de un taxi și un domn șofer de taxi și mergeam la teatru, i-am spus destinația, am spus adresa și a vorbit cu mine și i-am răspuns cu aceeași onestitate și liniște și îmi spunea că îi place teatru, l-am invitat. Da, poftiți la teatru, veniți să vedem, voie să intru. Omul m-a întrebat, nu voia să mă jignească, nu voia să-mi creeze dificultăți, nu voia să-mi dea un cot, nu voia să mă pun într-o situație neplăcută. M-a întrebat cu onestitate, dar noi neevrei avem voie să intrăm în teatru evreiesc? Bineînțeles, aveți voie, vă așteptăm, vă dorim, public, oameni, să ne cunoașteți, să ne apreciați sau... Noi sperăm să vă oferim spectacole, evenimente artistice, culturale, interesante. De altfel, un lucru din care îmi fac un titlu de glorie, lăsând deoparte orice formă de modestie reală sau falsă. Putem spune că rolul dumneavoastră, celebrul rol din Patimile lui Hristos, v-a atras critici din ambele comunități. Sigur, mărunte pe lângă laudele, dar... Nu... Au trecut... E genul acesta de vulnerabilitate, poate fi și acesta. Despre lucrul ăsta am să vorbesc acum, pentru că a trecut vreme și timpul vindecă multe rând și la un moment dat am stat să mă gândesc, mă, dar de ce mi-e așa, chiar dumneavoastră, dar de ce mie mi-e așa de greu să vorbesc? De ce trebuie să-mi fie frică, jale, să mi se strângă sufletul? De ce trebuie să iau o poziție defensivă de apăr? De ce? Criticile au fost cum au fost, însă atâta dragoste, pe de altă parte, mi-a adus și în timp verificată, în timp îmi povesteau oameni, prieteni, au cunoștințe, îmi povesteau cum m-au găsit undeva departe, sus, pierdut în munți, în vreun cătun, găseau, au dat de imaginea mea în filmul The Passion of Christ, și oameni ce iubeau gândul, imaginea, portretul, chipul meu evident în personajul Marie, mama lui Yeshua. De ce trebuia, de ce trebuie să-mi fie atât de frică, atât de jale? Da, sufletul meu a fost călcat în picioare pentru că n-am înțeles ce rău, care e greșeala mea. Am fost iubită și mi-am atras critice în același timp și rămâne bucuria de a fi făcut un rol, un personaj, o poveste. Poate una dintre cele mai frumoase povești. E adevărat că timpul este cel mai bun vindecător și dacă am dat timpul înapoi și s-ar face o propunere asemănătoare, ce-ați spune, da? Orba. Vrei să lucrezi ca actor? Vrei să creezi? Știi că... Într-un fel sau altul, creația ta este efemeră. Ca actor de teatru, cu siguranță poți modela, poți sculpta în fum sau în conștiința și simțământul omului. A fost acolo la vârf, la fel cum a fost și Marcel Iureș. Mă refer în lumea Hollywoodului peste ocean. Cine lipsește să fim mai prezenți acolo? De ce credeți că nu suntem mai prezenți? Vedeți că talent avem, nu? Se apără foarte bine. Sunt artiști și își apără locul și au ce să spună, au cui să spună și e lumea lor. Avem un teatru mare? Desigur. Avem un teatru mare și un teatru viu. În continuă prefacere, în continuă transformare. Publicul nostru ne-a cerut adevărul. Adevărul. Dacă e o minciună și o prefăcătorie, probabil că nu va impresiona. Aveți un registru foarte variat. În primul rând că mi se pare foarte greu să faci în același timp și teatru și film. Sunt foarte mulți actori mari care
au putut juca teatru, dar nu au fost valoroși sau așa de valoroși în film și viceversa. Și viceversa. Și au fost actori care au jucat și au făcut și teatru și film și dacă ați auzi, dacă am ascultat cu toții din amintirile, din memoriile actorilor generației 70-80, din păcate dispar. Așa-i mersul vieții, înțeleg. Ați fi uimit, deți fi uimit să auziți și să constatați în ce ritm munceau, în ce ritm, în ce fel munceau ziua la teatru, călătoreau noaptea, apoi filmare, apoi radio, apoi televiziune, apoi iar la teatru, apoi. Eu am să vă povestesc ceva când în Teatrul Evreiesc de Stat și nu numai, și am jucat, mulțumesc bunului Dumnezeu, am avut șansa unor întâlniri fabuloase. Au fost momente când erau doi spectatori în sală, pentru că nu se putea ajunge la Teatrul Evreiesc, pentru că un cartier întreg a fost demolat, pentru că vorbesc de anii 80, poate și mai încolo, când se năștea întrebarea, suspendăm spectacolul pentru cui trebuie. Cui trebuie ce e asta? Și spectatorii se simt, nu știu, să fie doi în sală, suntem mai mulți, poate, pe scenă, nu poate, sigur, pe scenă, decât spectatori în sală. Și am continuat și am rămas și am jucat atâta dragoste cât am primit. Cuvintele sunt valide pentru a descrie. Mi-a plăcut foarte mult când ați vorbit despre investiția în spectator. Da, bine, nu sunt prima care spun acest lucru. Gândiți-vă că spectatorul ce are acces la un act artistic, ce se cuvine a fi creat, a fi susținut, a fi arătat, cred eu, și după experiența mea și călătoresc mult, oamenii însetați ar vrea să vadă spectacole. Vorbesc de marile spectacole, spectacole de anvergură, ce presupun o deplasare costisitoare, nu-i așa? Cine, cum ar trebui susținut? E de acceptat cu onestitate când spectator investești în emoția trăită, în experiența trăită de spectator. E de gândit și iarăși cu onestitate care-i puterea de cumpărarea unui bilet altuia. Și nu sunt economist și nu o să mă lansez în discuția asta. V-am așteptat pentru realizarea acestui interviu să terminați repetițiile. Da. Sunt repetiții pentru o premieră. Aș vrea să ne spuneți câteva lucruri în premieră despre această premieră. Da. Magnolii de oțel. Un spectacol, aș spune, independent al formațiunii Avangardia, Teatru Avangardia, cu o trupă formidabilă, actrițe ce ne-am întâlnit pentru acest proiect cultural, pentru acest spectacol și mi-e foarte drag spectacolul ăsta pentru că abordează, sigur, e o comedie dulce, amară. Și își asumă lucrurile astea. Dar abordează teme ce ne-au frământat și ne frământă pe toți. Și azi, și ieri. Relațiile de familie, relațiile mamă-fică, ce înseamnă prietenia, cum în fața durerii alte fleacuri, nimicuri, disensiuni, certuri dispar, și nevoia unuia de celălalt. De ce are nevoie acum cel mai mult doamna Maia? De aer. De aer. Aș vrea să mă plimb mai mult în aer. De asta îmi doresc acum cel mai mult. M-aș bucura mai mult de superba doamnă ce ne-am